țara României. Așa este, am aflat că au o populație de numai 600.000 de locuitori, cam cât găsim aici în drumul Taberii, unde se află stadionul Steaua. O țărișoară apărută acum pe hartă, care, iată, trimite și o echipă de fotbal în lumea bună. Preliminariile pentru campionatul mondial din 2010 va fi prima competiție în lumea bună. Preliminariile pentru campionatul mondial din 2010 va fi prima competiție oficială. Și gol! Gol marcat de Mutu! Îmbrățișarea pe care o așteptam între Mutu și Chivu s-a petrecut la 20 de metri de poarta lui Bozovici. Pițurcă este imperturbabil. Foarte frumos l-a executat Mutu pe portarul muntenegrean. Și-a oprit mingea cu piciorul drept și cu stângul din volea tras la colțul lung. Nu pare să fi fost o fază întâmplătoare. La precedentul amical cu Rusia, Marica a finalizat dintr-o poziție asemănătoare, cu un procedeu asemănător. Este minutul 15 aici pe stadionul Ghencea. România conduce Muntenegru cu 1-0. Gol marcat de principala gură de foc a echipei naționale, Adrian Mutu. Atunci cu o lucrare între Daniel Niculae și Marius Niculae, acum Florentin Petre execută această lovitură de la colț înalt către Moții, care a venit acolo. Va fi un alt corner pentru echipa națională a noastră. Doar 3 jucători au mai rămas pe bancă lui Pițurcă, pe care probabil îi va introduce și mai târziu în teren: Săpunaru, Bănel Nicoliță și al treilea portar Edi Stăncioiu de la CFR Cluj. Să urmărim această nouă lovitură de colț. Tot Florentin Petre o execută, de această dată mai lung, în zona careului de 6 metri. Este gol marcat de Ghionea. Doi la 0 România Muntenegru și tribunele se însuflețesc. Mesaj pentru Europa: nu ne subestimați. Este un banner exact în spatele porții în care Ghionea a marcat acest gol, al doilea al naționalei României. Este totodată și al doilea său gol pentru naționala României. Sorin Ghionea, un fotbalist revenit după o lungă accidentare, după o perioadă de pauză de un an. Un fotbalist care în sezonul de primăvară a oscilat prezențe. Șutează cu stângul apăr Mladen Bozovic. A lăsat mingea să treacă acolo Marius Niculae pentru Florentin Petre, fost colegi de cameră în cantonamentul celor de la Dinamo. Acum Daniel Niculae ajunge mingea, pasează, boltă și ce gol! Reușește Dică! Bănel Nicoliță aplaudă de pe margine reușita colegului său, nu a intrat încă în teren. Ești locașul Stelei, dar deja România face spectacol. De apreciat execuția lui Niculae Dică, un fotbalist care scoate din joben astfel de porumbei călători către plasele adversarilor. De apreciat și cursa lui Daniel Niculae, cel care nu a lăsat balonul să iasă, l-a urmărit și l-a întors către tecarul Stelei. Iată-l pe Niculae Dică trimițând această scăriță peste portarul Mladen Bozovic și făcând 3-0 în minutul 55 al partidei dintre România și Muntenegru. Iată. Greșeala lui Mladen Bozovic, cred că nu i-a venit să creadă lui Daniel Niculae că se poate întâlni cu o astfel de ocazie la o minge ce părea pierdută pentru atacul nostru. Acum Ștefan Radu în banda stângă. Iată-l pe Daniel Niculae, ce bine a plecat de lângă adversar, pasează în centru, mingea circulă rapid, pică și gol! Patru pase consecutive și finalizarea lui Dică. Am avut senzație de PlayStation la această fază. Echipa națională a României este dezlănțuită aici pe stadionul Ghencea. 4-0 România Muntenegru. Să spunem, tânăra echipă națională a României. Echipa de surprize, echipa din care Victor Piciurcă ar putea alege una sau două surprize pentru omologii săi de pe băncile Franței, Italiei și Olandei.
Zoran Filipović mai efectuează și el două schimbări, încercând să limiteze probabil proporțiile scorului, care iată în minutul 70 a ajuns la 4-0. Revedeți șutul lui Nicolae Dică, este în vână Dică în această seară. Execuții îndrăznețe și puternice, prima una fantezistă și a doua una clasică. Așa este și ajunge Dică la cota 7 goluri marcate pentru echipa națională a României. Este mijlocașul cu cel mai bun randament ofensiv din întreg lotul lui Pițurcă, în acest lot de 23. Principalii marcatori al echipei noastre în momentul ăsta sunt Mutu, care a marcat astăzi al 28-lea gol, și Marius Nicolae.